Hai să mai vorbim noi, da? Deci, uite, am înțeles, ce jucărie ai să-ți faci? Dar cu mine să știi că trebuie să vorbești puțin mai tare ca să te aud. Iulian? Când ne vedem, îmi dai și pe jucărie, da? Da, felicitări, mă bucur că te-am auzit. Deci, un băiat foarte mare și curajos. Ba, ești foarte curajos. Bravo, Iulian, mă bucur să te aud. Săruna de la secția 2, doamna Baraghiu, Cristina. Uite acum, dacă... Imediat, Iulian, imediat. Ți-am promis că o deschidem, o deschidem. În câteva secunde mă durează, da? Aparține toată, l-a ieșit pe geam și suntem aici cu pompieri, suntem o grămadă de forțe. Auzi, tu la grădiniță ce mai faci în afară de desene? Pe geam exista pericol de acadă, a sunat cineva și... Păi eu sunt polițist. Nu am înțeles ce mi-ai zis, Iulian. Ce ai făcut la grădiniță? Dumneavoastră sunteți proprietar al acestui apartament, ne dați acceptul? Sunteți proprietar al acestui apartament? Cu program lung? Nu este cu program lung. Dar faci și bastonaș și ceva? Cerculețe la grădiniță? Și decupați? Faceți forme? Deci acesta este apartamentul dumneavoastră, da? Sunt da? Proprietar. Bravo. Iar ce culoare îți place ție? Și cine locuiește? Roșu și albastru. Fotbalul îți place? El al unei cine, doamnă? Nu-ți place fotbalul? Da. Și copilul acesta este place cu dumneavoastră? Ai o echipă preferată? Care este? Nu e copilul dumneavoastră cumva? Care este echipa ta preferată, Iulian? Nu, dar sunteți proprietar, noastră, da? Și ne dați accept. Ai uitat. Nu e o problemă. Lasă-te duce aminte până la vedem. Cu Spider-Man ai jucării? Da. Ai și costum? La 5, la scara G, apartament 198, cred că ai. Da. Am sunat, am luat legătura cu tanti Balecu, Cristina a spus că ar fi proprietar. Ai stătut la tăviechi, vreodul ăsta care așa, de frete, l-am sunat, nu răspunde, e cu pompieri aici, dacă un copil, ce fac? Deci a sunat cineva că era la valvă și în pericol să cadă. Și am venit aici și sunăm, nu răspunde nimeni, nu... Iulian, poți să ne mai spui ceva de la tine? Am stăt de vorbă cu băieții de la pompieri. Cât de înalt ești?